pasionată de vintage și de second hand și atunci mă raportez la tot ce înseamnă sustenabilitate pentru că îmi vine, nu știu, natural. Sunt atrasă de tot ce înseamnă partea asta și cred că mi-e super ușor să introduc. Încă de mică făceam chestia asta, îmi plăcea să cotroboi așa prin dulapul mamei mele și să port sau să reinterpretez, nu știu, anumite piese. Nu cred că am făcut-o conștient, dar am simțit eu ceva acolo. Am o garderobă capsulă, da, care conține piese pe care să le port mulți ani, sau cel puțin așa îmi doresc eu să am grijă de ele încât să ajung să le port mulți ani. Și cred că am descoperit în momentul în care mi-am descoperit gusturile sau părțile care mă avantajează, calitățile, defectele. Cred că treaba asta cu moda și cu a cumpăra puțin și a ține foarte mult de produse vine mai mult atunci când te cunoști, pentru că știi foarte bine ce ți se potrivește. Îmi place foarte mult zona de modă French, de inspirație franceză, și atunci îmi plac, nu știu, jeans și slim sau mom jeans, jachetele scurte, anii 90, 80, 90, pe care îmi place să le caut prin vintage shop-uri sau, de ce nu, să le readaptez din ținute vechi ale mamei mele sau chiar bunicii mele. Am o piesă pe care am redescoperit-o sau, să spun așa, am început să o privesc altfel în ultima vreme. E vorba de o jachetă vintage de la un brand destul de cunoscut pe care înainte nu dădeam foarte mulți bani, mi se părea așa, dar cred că a revenit moda asta anilor 90, 80-90 și o privesc cu foarte mare drag în momentul ăsta. Cred că e cel mai drag item din garderoba mea. Ca o piesă să fie timeless sau să intre așa în sfera pieselor pe care să le porți mult, mult timp, ar trebui să meargă în foarte multe combinații, de la casual la elegant, să o poți purta în diverse forme, nu știu, cu un t-shirt simplu alb sau într-o ținută foarte elegantă și, în principiu, să nu țină foarte mult cont de tendințe, să fie ceva care să poată fi purtată sau chiar să poată fi lăsată moștenire. Treaba asta cu îngrijirea hainelor, să știi că am descoperit-o târziu, exact cum am descoperit și povestea cu SPF-ul, din păcate, dar niciodată nu e prea târziu. Și îmi dau seama că hainele durează mai mult și sunt automat mai sustenabile dacă ai grijă de ele. Și ce fac în mod special este că atunci când aleg să le pun la mașina de spălat, aleg un program special care se numește Extra Steam și aburii nu fac altceva decât să întrețină țesătura și să reziste și mai mult în timp. Și uite, în felul ăsta putem să împușcăm doi iepuri dintr-o lovitură, să avem grijă de haine, să-și păstreze calitatea cât mai mult timp și să cumpărăm mai puțin. Că dacă hainele pe care tu le placi au o durată de viață mai lungă, n-ai de ce să cauți altele.